Salutare tuturor și bine fraților la un nou videoclip. De această dată, oameni buni, avem Utopia alături de fratele nostru Pain. Bună! Oameni buni, de această dată o să mergem și o să facem ceva mai special. Ia uite-l pe ăsta, băieți, că mă împușcă. Astăzi o să mergem să ne luăm și noi un animal. Ideea e că toți de pe server, toți din serie au câte un căluț, ceva cu care se deplaseze. Ei bine, oameni buni, eu vreau să iau un porc. Asta a fost ideea lui Pain. A zis, bă, chiar ar fi special să fac chestia asta, nu e așa? Așa e, așa e. Bă, mi se pare foarte tare, fiindcă ai zis și tu, nu are nimeni un porc de pe server cu care se deplaseze. Da-i, și ai putea să fii tu acea persoană care are un, știi, porc. Un porc exact cu care se deplaseze. Și vezi că e foarte tare, îi pui un nume, că e Caterinca. Ce nume să-i punem? Lăsați în secțiunea de comentarii ce nume să îi pun la porcul meu și ce nume să-i pună Robi la porcul lui. Mi se pare normal. Uite, am eu slime ball, avem nevoie de ață ca să facem name tag, nu? Nu. Ești prost, nu se craftează name tag-ul, băi, Robi. Ba da, se craftează. Name tag. Niciodată. Stai, lead-ul se craftează cu slime ball. Doamne, băi. Deci trebuie să găsim un porc acum. Ok, mergem în căutare. Nu știu ce nume se pune la porcul meu. Hai să gândim prima oară ce nume pune la porcul tot, de fapt. Ok, da. Bun, Robi, hai că știu unde găsim câțiva porci. Cred că putem să luăm de la Nociv, nu cred că se supără, fiindcă și așa a luat el de la mine vreo două. Ce la mă, două lame, nu mai știu ce a luat. În fine, oricum a luat și el de la mine niște animale și probabil nu se supără dacă luăm și noi de la doi porci. Trage pe drept, niște porcioi. Aia zic. Bun. Ai lead? Da. Păi ai unul. Bine, ai, stai. Ia doar cu unul. Ia unul, ia unul. Bă, el a ieșit primul, el e alesul, man. Bun, până la urmă. Ia-l cu lead, ia-l cu lead. Ai saddle? N-ai saddle, așa? N-am saddle, n-am nimic pentru porcelul ăsta. Am înțeles, ești fiul ploii, cum se spune. Cum se zice, dar uite cât de mic e. Și confuz. Drăguț. Cum îl scoatem pe ăsta de aici? Haide și tu. Mamă, cum îl trag, ești nebun la cap. Fii atent că-l fac să fugă. Uite-l ce fuge. El a devenit prietenul tău, Robi. Trebuie să-i pui un nume. El e prietenul tău acum. Ce nume îi punem? Nume. Hai să ne gândim un nume. Lubeniță, bă. Lubeniță. Lubeniță. Okay. Pune numele Lubeniță. Am eu un entec. Vine aici să faci rost de name. Stai că trebuie să-l iau și pe el. Haide. Hai, ia-l și pe Lubeniță, nu? Era să-i dau să mănânce cartof copt. Îl duc la Creeper. Gata, l-am lăsat, i-am oferit libertate. Doamne, cât de frumos e Lubeniță, nu vine să crede, băi, toată ziua asta și l-aș admira. Bă, dar n-are urechi, gen, porcul din Minecraft, eu cu observ. Cum ar arăta oale? Am găsit saddle și name tag. Ai găsit name tag? Name tag, da, bun. Trebuie să caut cu diacritice, frumos. Bă, uite, cum arăt? Doamne! Jos, dau nume. Uite, Lubeniță. Nu cred. Bă, chiar mă simt foarte special cu porcul ăsta și-l iubesc. E cel mai tare. Bun, și cu minte. Haide. Acum este timpul să înveți să-l călărești. Da. Sună bine, complicat. Bă, cum ai făcut asta? Bă, l-am pierdut pe Lubeniță, stai. Bine, bă, stai așa că mă duc. Aroslesa, cel mai adorabil animalus pe care l-am văzut eu în Minecraft. Și are și șaua asta pe el. Gata, așa că-l călăresc. Aha. Ia vezi puiul. Oi, unde aici ești? Nu știu unde. Sunt la shop. Bă, nu mă controla, lasă-l. Lasă-l. Uite, bă. Hai, îndrumă-mă. Mă simt ca oamenii aia super bogați care stau în Mercedes-uri din alea șmechere rău de tot și au șofer. Tu ești șoferul meu acum, gen. Stai să hop pe Lubeniță și haide, Lubeniță. Ia uitați, băieți. Doamne, nu vedeți? Și pot să-l fac să meargă mai repede? Nu merge mai repede, nu? Bă. Nu, mi-a consumat din ăsta. Ba! Ba, bă! What? Fugi, Lubeniță! Mamă, fii atent ce rapid. Bă! Mi-a făcut Lubeniță! Lubeniță e cea gen un vehicul acum. Bă, dar mi-a luat durabilitate din undița asta. Ia fii atent, stai că durează ceva până începe. Fii atent, că ușor. Haide, auto! Stai, nu? Acu! Hai, mă! Ia pasă cu data. Cred că acum merge la maximul lui, gen. Nu e rău. Primii pași al lui Lubeniță, băieți. Mamă, imaginează să fie ceva gen război în Utopia și tu să fie cu cai și chestii și eu să fiu cu porcușorul. Bă, mă, uite, fără mâini. Bă, stai. Uite, fără mâini. Am mers singur, eu nu ating nimic acum. Bă, vreau să le arătăm pe clipul meu ce am făcut pentru clipul tău. Am făcut o nebunie, am stat o grămadă. Am acoperit end-ul cu dirt. Efectiv, am reconstruit overworld-ul în end. Și vreau neapărat să vă arăt și eu, pentru că, băi, e genial. Hai, băieți, că mai avem și noi puțin și ajungem și noi acasă. Ia, hai asta. Bă, ai un morcov? Nu pot să cred. S-a dus morcovul de pe undiță? Da. Stai că îl împing. Am lesă, de fapt. Ia că-l duc eu acasă.
Haide, hai Lubeniță. De fiecare dată când o să merg pe server și o să mă plimb undeva prin oraș, o să-l iau și pe Lubeniță, frate. Asta e efectiv animalul meu de companie, man. Și animalul meu de companie și vehiculul meu. Băi, tare rău de tot, Lubeniță. Ești cel mai tare, băi, Lubeniță, da? Băi, dacă îl iubiți și voi pe Lubeniță, lăsați acolo un comentariu în care ziceți: te iubesc, Lubeniță, sau Lubeniță e cel mai șmecher. Băgați acolo complimente rău de tot. Nu să mi-l bată monștri sau. Așa că update-uri, băieți, n-am făcut mai nimic special. Am zis că trebuie să terminăm casa pe live stream. Încă nu am terminat, aici o să facem un acvariu din ăla fain frumos. Am încercat, băieți, să merg să caut niște chestii din alea albastre în ocean, am uitat cum se cheamă, pietre din aia, prismarin sau cea de genul. Nu prea am găsit, așa că momentan încă așteptăm, o să aducem o grămadă de apă, o grămadă de pești, să facem aici sub, nu submarin, să facem acvariu. Arăți ca o muscă cu aia pe spate. Ființă inutilă. Bun, băieți, ajuns și în end, vreau neapărat să vă arăt cum arată toată chestia asta. Bineînțeles că endermenii ăștia fură blocurile de grez, de dăr, nu știu, frate, ce au cu ele. Eu uite-l, bă! Și arată bine rău de tot. Chiar sunt curios ce reacție o să aibă ceilalți de pe serie când o să vadă toată nebunia asta. Bine, încă nu-i gata. Bă, sincer și eu sunt curios cum o să reacționeze. Că totuși am transformat gen endul în overworld. Bă, e uite șmecher cum arată. Bine, încă nu-i gata. O să mai facă pe ei, nu știu, ceva live-uri cu, nu știu, o să pună apă pe aici, o să vadă el ce mai face. Probabil o să pună flori manual, pentru că nu cresc flori aici, din păcate. Mă uit în ochii tuturor. Fii atent ce le fac, îi trolez. Și după aia mă duc în lumea normală. Hai, băieți, hai veniți după mine. Eu uite cum i-am supărat pe toți, tu vezi? Bă. Mamă. De ce ai ieșit, mă? M-am spărit, deci m-am. Bă, vere, mă împing ăștia aici în void. Bă, Robi, ce faci? Bă, din greșeală voiam să dau un enderman ăla. Bă. Ce faci? Era să cădeu. Unde ești sus, rău? Mamă, ce m-am speriat, bă, Robi. Ai 2 neuroni, să ne puneți. Și ea în vacanță. Hai să arăt și ferma de gold. Vezi că acolo faci foarte, foarte, foarte mult XP și foarte mult gold, gen. Bă, am plecat. Eu nu mai merg cu tine pe acela. Mamă, dar mă doare capul, n-au nimic. Stai așa, eu vreau neapărat să păstrez ceva de aici. Vreau să plec cu amintire, frate. Fără nu se poate. Uite că a venit și Sykes. Sykes, zile la băi să dea like. Oh my god, like, boys. Bă, Robi, da, să nebunesc. Bun. Bă, off camera, dați-mi și mie partea cea revere. Robi. Ia să vedem ce aveai tu aici. Aveai emerald de la tine. Morcov arc, armura ta. Ai, de ce e Nether Star la tine? Ăla e inelul meu de logodnă. A, nu-l vreau atunci. E cel mai fericit purcel. Uite aici. Uite. Pentru tine, Lubeniță, stai așa. Nu cred. Doamne, nu vine să cred. Bă, dar tu vezi cum arată plotul meu, că e efectiv total random. Aici e un turn de dăr plin cu apă, jos e o casă și aici e ceva și o minifermă. Ia uite, cum arată lui Lubeniță, băi. Păi, oameni buni, cam atât, vă jucă acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Bineînțeles, să vă abonați ambelor canale. Codulețul ăla lung pe item shop dacă vă jucați Fortnite și neapărat follow pe Instagram. Vreau să-l zic. FP bară jos Robert 291 bară jos YTB. Muzică pentru urechile mele. Oameni buni, ne auzim data viitoare. Ciao!